Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Este a doua zi a vlogmasului nostru. Vreau să vă spun că eu sunt foarte fericită, bradul este împodobit, atmosfera în casă este de Crăciun și eu abia aștept să vină sărbătorile. M-am gândit în video de astăzi să vă propun câteva idei de cadouri pentru Crăciun, fiindcă niciodată nu știm ce să cumpărăm pentru cei dragi și de fiecare dată avem nevoie de inspirație. Astăzi v-am pregătit top 10 cadouri pentru Crăciun. Sunt diferite cadouri, cu prețuri diferite. Vor fi niște idei de cadouri destul de universale pe care le puteți face și pentru o femeie, dar și pentru un bărbat. De aceea, faceți-vă comod, luați-vă o ceașcă de ceai și să începem. Apropo, uitați-vă ce cană de ceai am eu. Îmi place enorm de mult. Ah, da, înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să nu pierdeți niciun video. Nu uitați că acel buton roșu de abonare trebuie să fie gri. Puneți pe pauză acest video și verificați dacă sunteți abonați. Nu uitați să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic și vă anunț de fiecare dată când apare un video nou. Acum o să apară și foarte multe poze de Crăciun, deci vor fi niște poze destul de creative care sper că o să vă inspire. Apropo, ceaiul pe care eu îl beau este de la Tumitox, este pentru imunitate, a venit iarna și trebuie să ne protejăm fiindcă putem să răcim destul de repede. Deci, top 10 idei de cadouri pentru Crăciun. Și dacă tot am vorbit despre ceai, prima idee de cadou este o ceașcă de ceai cu un mesaj de Crăciun sau cu un mesaj personalizat. Eu ador astfel de câini. Mie îmi place enorm și m-aș bucura foarte tare dacă aș primi un astfel de cadou. Acum puteți să găsiți în magazine o mulțime de câini cu diferite mesaje de Crăciun sau, dacă doriți, puteți să faceți o cană personalizată pentru persoana dragă. Gândiți-vă la expresiile pe care le folosește cel mai des și puteți să le puneți pe o cană sau pur și simplu să scriți un mesaj drăguț. O ceașcă de ceai mi se pare un cadou foarte drăguț și foarte util și, după cum v-am zis, acum în magazine puteți să găsiți o mulțime de variante. Încă o idee de cadou pentru Crăciun pot fi amintirile. Oferiți persoanei dragi un bilet la film sau la un concert. După cum bine știți, nimic nu se compară cu trăirile și experiențele frumoase. Și credeți-mă, dacă mergeți împreună la un film sau mergeți împreună la un concert, este unul dintre cele mai frumoase cadouri. Încă un cadou drăguț și foarte util poate fi o carte. Acesta este cadoul meu preferat. Eu m-aș bucura enorm să primesc o carte. Prima dată gândiți-vă la persoana pentru care doriți să faceți acest cadou. Ce pasiuni are, ce o interesează și cu siguranță o să găsiți o carte potrivită. Eu, de exemplu, în momentul de față citesc mai mult cărțile motivaționale, cărțile despre nutriție, despre yoga, deci despre lucrurile care pe mine mă pasionează. Cărțile pe care eu pot să vi le recomand este Manualul femeii de succes, o carte foarte interesantă și foarte utilă pentru orice femeie. Toate cărțile lui Robert Kiyosaki îmi plac enorm de mult. Studiul China este una dintre cărțile mele preferate, este o carte despre nutriție. Dacă doriți ceva din psihologie, eu vă recomand 12 reguli al lui Jordan Peterson. Eu deja mi-am făcut o listă de cărți pe care vreau să le citesc în viitor și una dintre cărți este Călugărul care și-a vândut Ferrariul. Următoarele idei de cadou pentru Crăciun sunt produsele cosmetice. De exemplu, dacă doriți să cumpărați persoane dragi produsele pentru îngrijirea corpului, eu vă recomand cu mare drag produsele de la Sabon. Sunt preferatele mele, sunt făcute din ingredientele naturale, pe lângă acest lucru au niște cutii de cadouri atât de drăguțe. Pe lângă acest lucru, în fiecare an scot o colecție specială de Crăciun care arată pur și simplu minunat. Eu ador produsele de la Sabon și cu siguranță orice femeie s-ar bucura să le primească. Dacă doriți să oferiți persoane dragi produsele pentru îngrijirea tenului, eu vă recomand produsele de la Kiehl's. Într-adevăr, aceste produse au un preț destul de mare, dar credeți-mă, merită acești bani. Idee de cadou pentru Crăciun este parfumul și aici aș putea să discut până mâine. Perfect ar fi să știți exact ce parfum preferă persoana pentru care doriți să faceți acest cadou, însă dacă nu știți, aș putea să vă dau câteva idei. De exemplu, unul dintre cele mai bune parfumuri pe care eu le-am folosit este La Vie Belle de la Lancôme, este Black Opium de la Yves Saint Laurent și este J'adore de la Christian Dior. Însă recent am descoperit încă două parfumuri care sunt
excelente. Primul parfum este Pur Excess de la Paco Rabanne. Acest parfum mi-a făcut cadou mama. Pe lângă acest lucru, uitați-vă ce sticluță drăguță are. Este o noutate în colecția mea de parfumuri și cu siguranță o să devină unul dintre parfumurile mele preferate. Următorul parfum care o să-i placă oricărei femei și dacă cumva nu-i place mirosul, cu siguranță o să-i placă sticluța, este acest pantof de la Carolina Herrera. Mie îmi place cum miroase acest parfum, cum arată acest parfum. Este un parfum cu un miros destul de finuț, un miros floral. Nu are cum să nu-i placă oricărei femei un astfel de cadou. Următoarea idee de cadou este ceasul. Acest cadou puteți să oferiți și pentru o femeie, dar și pentru un bărbat. Dacă nu știți ce ceas să alegeți, fiindcă cu siguranță doriți să alegeți ceva de calitate, am o recomandare pentru voi, ceasurile de la Daniel Wellington. Recent au scos o colecție nouă, cu o curea metalică, care se numește Iconic. Sunt ceasurile care arată foarte bine, pe site-ul lor găsiți ceasuri și pentru femei, dar și pentru bărbați. Dacă nu doriți neapărat un ceas cu brățară metalică, puteți să alegeți un ceas cu brățară din piele sau o brățară din material textil. Sunt ceasurile de o calitate foarte bună, îmi place și designul lor, fiindcă au un design destul de clasic. Eu am mai multe ceasuri de la Daniel Wellington și sunt mulțumită de ele. Pe lângă acest lucru, am o veste foarte bună pentru voi. Dacă folosiți codul meu, Daniel Wellington Cristina, puteți să primiți 15% reducere. De foarte multe ori v-am povestit și pe Instagram-ul meu, dar și aici pe YouTube, că îmi place enorm de mult ceaiul matcha și cât de benefic este acest ceai pentru organismul nostru. Chiar dacă beau și alte ceaiuri, cum ar fi acesta pentru imunitate sau diferite ceaiuri din plante, totuși matcha rămâne ceaiul meu preferat. Pentru cei care nu știți, ceaiul matcha este un ceai verde, este un ceai antioxidant, este un ceai care accelerează metabolismul, are o mulțime de beneficii pentru organismul nostru, de aceea vă tot sfătuiesc să beți acest ceai. Acest ceai puteți să găsiți în farmacii în formă de pudră sau în pliculețe. Eu prefer cel în formă de pudră. Și, ca și idee de cadou pentru Crăciun, poate fi un set pentru ceai matcha. Încă o idee de cadou pentru Crăciun pot fi decorațiunile pentru Crăciun și acum magazinele sunt pline cu astfel de decorațiuni. Credeți-mă, oricine ar dori să mai aibă o decorațiune care să-i creeze o atmosferă de sărbători în casă. Și ultima idee de cadou pentru Crăciun pot fi accesoriile de la Swarovski. Aceste accesorii pot fi cercei, brățări, coliere, însă mai sunt și astfel de accesorii drăguțe care ar bucura orice femeie. Oricum, noi femeile iubim absolut orice este legat de Swarovski, fiindcă au niște accesorii foarte frumoase cu o strălucire aparte. Dragii mei, cam acestea sunt idei de cadouri pentru Crăciun. Sper din suflet că v-am inspirat. M-am gândit în acest vlogmas să vă mai fac încă un video cu idei de cadouri pentru Crăciun, dar nu acum, un pic mai târziu, fiindcă m-am plimbat prin magazine și mi-au venit și alte idei, însă dacă o să mai fac un astfel de video, o să fie un video cu idei de cadouri foarte accesibile. Iar acum, îmi iau rămas bun de la voi, vă pup și ne vedem mâine!